V-am găsit la un nou joc pe canal, acesta se numește The 60 Second și este un joc foarte popular și am zis să-l joc și eu. Eu o să-l joc de pe tabletă pentru că de pe laptop sau de pe calculator este un pic mai greuț. Mă scuzați, mi-a căzut camera. Ok, și îmi pare că o să-mi vedeți mâna. Dar asta e, eu deja am făcut un început ca să nu mai vă obosesc cu el. Deci haideți deja să trecem la treabă. Ok. O să fie pe easy. Deci am dat să fie easy. Și cum vedeți, nu avem pe Dolores. Dar în schimb avem radioul și lanterna și harta. Și mâncare și apă. Ce mai trebuie? Ha, 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 ha. Boieri. Și dacă aveți și voi jocul, în niciun caz, niciodată să nu le dați din prima zi de mâncare, pentru că nu, dar nu e deloc bine. Adică, deja din prima zi, sunt full. Nu știu de unde, cred că, dacă tocmai a venit în apocalipsă și la mine e ziua 2. N-au nevoie de mâncare, au mâncat și acasă, ce? Nu le dau. Aoleu, sper că n-am atat ceva important, ok, și dacă vă place nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că dacă strângem 10 like-uri o să fac o serie cu acest joculeț și dacă strângem mai puțin, dacă strângem 5 like-uri sau 2 sau 3, o să fac și partea a doua. Bine, haideți să vedem. Hai să vedem ce fac copiii noștri. Mamă, ce desenează pe aici așa. O, da. Doamne. Ok. Ok. Le dau în ziua patra. Și o să-i trimit. Pentru că... Oh, uite, asta e o întrebare destul de dificilă. O să dau cartea pentru că cartea nu prea se distruge. Și cred că este o idee cea mai bună. Mi-e rău. De ce, mă, Ted, măi? Hai că tot avem medkit-ul, ți-l dau, dar doar de data asta. Ție chiar nu ți-e rușine și îți mai dau și apă? Așa este mai mult mai bine, oameni buni. Deci așa este mult mai bine. What? Da, mă scuzați. Credeam că a murit. Ok, haideți să trecem la ziua următoare. Au rămas copiii singuri. Singurei și o să-și primească mâncărică. Și o să se joace cărți ca să nu nebunească pe aici. Haideți să vedem. Nu le mai dau nimic, au mâncat. Stai să vă mă uit ceva. Mâncare am egal cât apă. Ăsta poate câinele ăla. Haideți să vedem. Niciodată nu l-am avut în bază. I-am dat. Sunt sigur că nu o să-mi dea nimic înapoi. Doar că am fost eu un pic prea generos. Ce v-am spus? Prea generos. Zice să ne uităm pe hartă. Este bine când ne aici. E primul semn de la armată, dar noi n-am ascultat radioul. Deci ei deja știu unde să uite pe hartă. Oh my god. A venit toporul. Păi avem lanterna, avem harta și avem toporul. Și radio. Păi câștigam, cred. Să vedem. Oh, war cake. I want cake. Trist. Ok, deci în ziua aceasta o să le dăm apă pentru că sunt dehydration. Apiță. O să zicem da. O zicem da. Pentru că se poate să vină armata. Că doar ne-am uitat. Hai să vedem. Și acum ne trebuie cu... Daddy! Ai venit cu medkit?
Ți-ai irosit, mă, harta, că nici nu ți-am dat-o. Așa bine. Știi ceva, mă, Ted, mă? Ai irosit harta. Deci nu primești mâncare. Bă, știi ceva? Bă, nu. Hai să primească mâncare și apă. Că-l trimitem iar în expediție. Nu, cred că e obosit pentru expediție. Da, ascultăm radio. Te rog, nu fi stricat, te rog, nu fi stricat. Și acum o să vedeți că e stricat. Nu e. Norocul meu. Ok, i-aș putea da medkit-ul, dar nu prea... Nu e... Nu. Hai să vedem. Ia medkit, mă, Ted, mai. Hai, du-te tu. Cum? Nu. Vreau să cu masca de gaze. Așa. Hai, Suzy Marie. Ok, a plecat. În ziua... În ce zi nu știu. Au. N-avem. O repet ce era? Cred că ca să se joace. Da, cred. Ok. Știu această chestie. O să fim toți bolnavi, dar nu vreau să consum spray-ul pentru că din el se face medkit. Ori se poate să nu fim bolnavi. Oh la la. Am zis la nimereală că o să fim bolnavi. Oamenilor, am zis la nimereală că o să fim bolnavi. Mai rezistați că o să vă dau la unul din voi medkit. Ziua 14, luați apă. Măi, scumpa mea, tu ești singura, ești hungry, tired. Păi îți dau și mâncare și apă, tu nu ești bolnavă. Wow, voi vedeți, oameni buni? Patru mâncare. Mergi și mâncare și apă. Și ceva. Tu ieși și mâncare și apă? Nu știu ce să spun. E ziua 15, o să vă dau și vouă. Hai să vedem. Ba nu. Și la care să le dau... să-i dau medkit. O să-i dau medkit fiului. Pentru că el e mai tânăr și sigur cel mare s-ar sacrifica pentru cei mici. O să, normal că o să-l trimitem pe cineva în expediție. O să trimitem pe cineva în expediție. Ok. Ziua 16. Nu, în ziua 19 vă dau. Ha, bă, timidă, de-abia te-am reparat. Vedeți ce greșeală am făcut? O să te duci cu mâna goală, bă. Cred că am făcut o mare greșeală. Nu cred că trebuia să-l trimit, dar nu mai avem apă. Ia uitați, vine ziua. Ia uitați, este un bolnav și un murdar. Deci, un om bolnav și un om murdar. Eu credeam că îl stricăm, dar e bine, e foarte bine. O să vă dau apă, dar nu avem apă, mai. O să dăm, pentru că nici n-am citit, dar am ascultat de două radio. Cine știe ce chestioare frumoase am auzit pe la radio. O, da, oameni buni, chiar trebuia să se întâmple chestia asta. La un moment dat când am văzut apa, am crezut că a venit Timi înapoi, dar l-am văzut. Și am, what? Deci, bravo mie. Apă pentru toată lumea. Ted se poate să moară pentru că e foarte bolnav.
Îmi pare rău, te, dar nu mi-a dat opțiunea să-ți fac medkit. Aoleu, dar ce desenează. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe, să strângem și noi cât mai multe like-uri. Și haideți să vedem. Nu le-aș da nimic. Mi-e frică de Timmy. Mi-e dor de el foarte mult. Doamne și domnilor, am irosit un medkit pe el. Ok, nu văd nimic schimbat. Ba da, văd ceva foarte schimbat. Deci, în acest moment sunt foarte bine, dar l-am trimis pe Timmy ca prost în expediție și dacă moare Ted din cauza răcealei, Suzy Mary nebunește. Deci am zis așa un traseu, cum ar putea, am putea acum să pierd. Yay! Ce-ai adus, mămică? Oh my God, ce multe chestii ai adus, bravo! Du-te, tu, că dacă nu te întorci, e bine. Că de așa te cam mirosesc cu mâncarea și chestii. Hai bă, că te întorci, ce-ai găsit acolo? N-a găsit nimic, că? Bine. 24. Apă și mâncare la toată lumea. Pentru că nu mai mi-amintesc. Oh, da. Mary, ok, deci cred că e sigur e ceva bine. Ah, s-a murdărit. S-a murdărit. Merge extrem de bine. Extrem de bine merge. Fără mâncare. Ted, nu te duce. Lasă, avem tot ce ne trebuie, oameni buni, deci avem tot ce ne trebuie. Dar ești murdar și îți trebuie medkit, dar nu mi-a dat opțiunea ca să fac medkit. Hai mă, că o să te duci, o să te duci. Hai să vedem. Deci, ăștia sunt doar chestii slabe. Cine ar da chestiile astea? Nu știu. Ziua 27. Toți suntem murdari. Ok, hai să vedem. Cred am vrea să ascultăm radioul, așa și cred eu. O să vă dau în ziua 30. Hai, Ted, fugi. Fugi cu lacătul, pentru că e șmecher. Aoleu, deci da 30 în a... Mamă! Vă vedeți? Deci dacă eu ziceam în ziua 30 și să le dau apă, vă dați seama că mureau. A răcit! Aoleu, a răcit Timmy, după ce i-am dat medkit. Aoleu, a răcit și asta. Hai mă, dăm și mie opțiunea aia să fac și un medkit. Hai să vedem ce e aici. Nu, e faza când dacă nu folosești se îmbolnăvesc toți. Deci, am făcut chestia asta, dar dacă nu o făceam, se îmbolnăvea și Meriwether. Nu știu cum o cheamă, stați puțin. Mary Jane, gata, gata. Ok, uite-te pe cărticică. Cine știe, poate avem noroc, poate găsim ceva, nu știu. Poate ne apare dintr-o dată o bucată de mâncare în cartea aia ascunsă. Doamne, dar nu va mai da mâncare sau nu știu. În următoarea zi, hai să dăm. Dacă avem, dăm. Știu că cred că îi dăm lui câinele ăla și mai târziu să ne dea el mâncare. Și nu l-am avut niciodată în bază. Bă, rezonabil. Ok. Hai că ne descurcăm destul de bine. The end. Stai puțin, dar de ce e the end? Oameni buni? Te-a venit.